Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi cu un episod foarte special, deoarece astăzi este ziua îndrăgostiților, Valentine's Day și cum mi se mai zice. Așadar, episodul ăsta o să fie foarte special, începând de acum. De ajuns. Cred că asta a fost cea mai proastă încercare de a face ceva frumos, însă asta este nu... Nu sunt aici ca să fac așa ceva. În schimb, motivul pentru care sunt aici este pentru a sparge diamante, pentru că, nu știu, odată din lună în lună și ce să vedeți astăzi, ce să, na, a picat fix ziua asta șmecheră și m-a gândit și eu așa, dacă tot ar trebui să mai luăm din chestii, să luăm și de aici ce se cuvine, adică un emote și un costum, care cred că o să luăm direct costumul cu 100 dacă o să fie, pentru că toate piesele adunate fac exact cât face și emote-ul și nu prea pare rost. Și evident și ăsta care este mai interesant și cred că o să începem direct cu ăsta pentru că este ceva mai complicat aici ca să luăm toate premiile, pentru că se bazează pe Token Tower și Token Tower în general nu prea pică așa cum vreau eu și nici cum vrea oricine altcineva. Se pare că o să ne pice la chestii pentru Free Fire Token o grămadă, avem și tokenul ca să pice, avem și fragmente din care avem prea multe și presupun că o să putem să începem. Însă, ca de fiecare dată, nu uitați acolo de o abonare și de un like pentru că contează și de asemenea ce mai există, adică rețelele de socializare din descriere și să, nu știu, să vă uitați la episod, etc. Și haideți să începem. Bun, și am zis că vom începe cu ăsta, nu? Pentru că ăsta pare să fie puțin mai așa, pare să fie special pentru ceea ce este astăzi. Se pare că avem un token 3, 7 și 14. Interesantă numărătoarea. Bine, interesant este și numărul la care trebuie să ajungem pentru a lua chestiile astea, însă să sperăm că nu o să fie cazul să dureze prea mult. Și eu zic să începem distracția. Bun, avem și 5 plus 1 la spinuri pentru că văd că la Dino nu a prea fost cazul. Deși dacă mă uit, văd că la Dino erau și mai multe chestii. Dar de fapt nu erau mai multe chestii pentru că teoretic erau mai multe premii. În fine, hai să începem distracția. 5 plus 1, haideți să vedem ce putem să luăm. Avem așa una ca, două, trei... 7 și dă și un token pentru că stați așa că dintr-un token s-a cam transformat. E, păi dacă știam că e așa șmecher, mai ziceam și eu că pică câte un token. Bun, deci deja suntem 15 tokene mai aproape de ceea ce ne dorim. 7, 1, una K, 1 și încă 1 să fie primit. Știi, acum mă gândesc oare care sunt șansele să pice ori emote, ori costum, pentru că e puțin așa mai făcut de data asta să pice teoretic, pentru că sunt două premii și nu știu, stau așa puțin prea urât acolo ambele premii și nu vrea. Da, o să fie distractiv. Mai suntem, cum stăm? 32, da, este ok. Deci, în total ar trebui 250 de tokene dacă ar trebui să analizăm foarte bine, ceea ce înseamnă destul de mult. Cred că dacă ar trebui să ne gândim, o să ducă, de fapt, banul, nu o să ducă chiar cât un criminal, pentru că ar fi imposibil să fie cât un criminal, însă, nu știu, cel puțin o jumătate de criminal cred că o să ducă chestiile astea. Evident, acum o să ducă și mai puțin dacă au de gând și să fie de partea noastră astăzi, dacă tot este o sărbătoare atât de vrută și care, O singură chestie nu înțeleg eu în tot jocul ăsta. Deci cât timp am avut nevoie de cutiile astea, n-a vrut mă să le dea jocul. Și acum că am scăpat de ele, că na, la un moment dat trebuia să scap de ele, efectiv le-am prostie și n-a ce să fac cu ele. 7, 14 și atât. Ok. Deci în total am luat 25, dacă nu mă înșel, da, am luat 25 de tokene din 5 spinuri, ceea ce e foarte bine. Din fericire pentru mine, 3, o M4, 2 M4, una K și încă un trandafir floare, ce-o fi asta. Aparent este un trandafir, am ghicit și de data asta, hai să continuăm, 79 de diamante irosite, 2 flori, 9 flori, mai multe flori, 23, 2, nu, 32, mamă! Solo în logic, 1 cu 15, cu încă 10, cu încă 3 devine 30 și 33. E ceva, adică ne-am luat teoretic o treime din ce avem până acum. Da, interesant că au dat, e frumos să pice și câte 14 așa, dacă se poate de mai multe ori, nu doar o dată, dar
Nu prea este cazul și îmi dă la final un 7 foarte șmecher. Să continuăm distracția. Hai să vedem, avem 110 și ne trebuiau 250. Ok, încă mai puțin cu 15 am vrut să zic. Așa și atât. Să o țină tot așa și în ritmul ăsta nu cred că mai avem de ce să ne facem crești. 50 M4, un trandafir, încă o M4, încă un fragment și atât. Am sperat și la mai multe premii, așa, încă 79, încă o M4 am vrut să zic, AK și trandafir. Doar de curiozitate, oare sunt egale cutiile? A, nu prea sunt așa egale cum ar trebui. În fine, ideea este că amândouă sunt în număr destul de mare încât să pice de încă două ori fiecare skill-uri de acolo. Două și da, ghinion. Vai și ce frumos mi-a pus trandafirii în mijloc ca să, da, ca să dea bine. În continuare, fragmente. Bă, mie îmi pare rău așa să văd că se duce numai pe chestiile pe care nu-mi trebuie. Adică în loc să se ducă pe ăla din mijloc sau pe ăla de sus, adică pe ăsta, se duce și el pe orice altceva ce n-are rost. Adică nu prea înțeleg cum vine chestia asta. 8, așa, 50... cât era? Multe. Încă 15 la colecție, 145. Deci în momentul ăsta suntem la 105, am vrut să zic, am vrut să zic mai puțin, evident că da, asta am vrut să zic, 2 M4 și una AK, pentru că așa e frumos. Oficial mai ne trebuie 91 de TOKNEEEE AK, așa, hai. Încă unul și încă nu unul. Da, mă, nu știu, e grea în viața asta când trebuie să dai spinuri de plictiseală că nu vrea să-ți pice ce ai tu de gând să pice. Măcar îmi dă 7 de aia, că atâta vreau. Mă, dar știi ceva? Ia că dau și unul cu skip ca să vedem că pică ceva șmecheria dacă dau acum. Aha, se pare că suntem mai aproape cu 14 trandafiri, ceea ce este foarte bine. Nu o să dau acum cu skip, numai ca să văd eu dacă au de gând să mai dea chestii șmechere, normal că n-au de gând, dar următorul este clar cu skip ca să... Da, încep să cred că ei vor să dau cu skip, pentru că mi-a dat mult prea multe ca să fie adevărat, 210, hai că dau și pe ăsta cu skip acum să am înțeles, deci cu skip dacă dau pică trandafir. Încă 30 de... cred că... încă 2, bă, du-te mă de aici, ce înseamnă chestia asta, hai, ultimele două dintre care... Bă, ești nebun, mi-a dat acolo să țin eu minte toată viața că am dat la ruleta asta, bun, și haideți să achiziționăm și ceea ce trebuia să facem de acum foarte mult timp, costumul în primul rând pentru că ăsta e ceea ce contează și evident și emote-ul pentru că și ăsta contează, așa, și de aici nu am mai nevoie de nimic. Suntem cu un pas mai aproape de fericire, bun, și acum distracția colosală pe care o să o consider sau desconsider sau orice o să ajung să-i fac. Să vedem și aici cum stă treaba. Nu prea știu la ce să mă aștept pentru că sunt 4 premii și de obicei la 4 premii nu prea pică așa de repede, exact ce ziceam, pică prifa. Ok. Ok, asta mă că e cu 10. A, de aia. A, stai, m-am prins de ce a făcut. Fiți atenți, deci fiți atenți că acum mi-am dat seama. Au făcut intenționat să fie ăsta, costumul în fața la token ca să nu-ți dai seama când pică tokenul. Deci ca să vedeți și voi cât de mare e foamea ziua de azi. Da, deci practic dacă nu o să-mi pice o piesă legendară din fața la token, o să știu că mi-a picat tokenul. Ok, hai să îi dăm bătaie și vedem că nu cred că a picat nimic de data asta, dacă n-a picat ceva ce în față, evident că nu. Teoretic 10 spinuri sunt mai ieftine cu 400 de diamante dacă le dau așa. Ok, hai să scăpăm de ceea ce trebuie să scăpăm, adică de astea care sunt foarte frumos depus la colecție. De fragmentul ăla pot să mă descotorosesc însă, ba, de fapt, hai să mă descotorosesc acum ca să scap de el. Bun, și nu pică ceea ce vrem. Dăm aici repede să scăpăm și de astea două și să continuăm. O, cred că nu, pentru că n-a picat, bă, nu-mi convine mai așa. Doamne, bă, cât îi duce capul în ziua de azi să facă, deci e ireal ce se întâmplă cu chestiile astea și mi-a picat, nu mi-a picat nici acum, fii atent că o să pice costumul ăsta de 5.000 de ori și tokenle, na, dacă o, înseamnă că n-a picat nicio piesă din costum, înseamnă că a picat token și atâta.
Se pare că da. Oricum, sunt dezamăgit că n-au vrut și ei să fie o șmecherie ca în trecut, o una alta, o păcăleală, o de-asta, dar na, nu prea trebuie să ne așteptăm că știm despre cine e vorba. Așa cum știu că din spinurile astea pică un fragment, am vrut să zic. Am primit și Sania lui Moșu, pe care o să o ducem la colecție lângă restul. Am înțeles, apare în Sania 10 tokene, dar hainele sunt 5. Ce tare. Și acum să continuăm distracția, care distracția o să fie foarte distractivă, pentru că, da, exact ce ziceam, de acum încolo nu prea mai e distracție, mai mult e plângere de milă, că nu prea ce să mai faci. A picat Katana și cam atât. Ce frumos este să știi că din jumate din premiile astea sunt tichete și fragmente și așa. Hai să nu ne mai plângem de milă că o facem degeaba, dăm cu skip spinul ăsta. Bineînțeles că degeaba îl dau, pentru că nu au de gând să ieși acolo cu obrazul scos în fața lumii, că na, de ce să faci de-astea. Și cred că s-au dus deja aproape 2000 de diamante, pe maxim nimicuri, că în rest nu prea știu ce a picat până acum. Și așa, mulțumesc. Și acum pică fața. Da, hai să mai facem curat, că deja sunt cam multe acolo care s-au strâns. Pac, 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 pac. Mai trebuie ceva, presupun că nu. Și dacă dau în jos, le avem și pastea. Bun, hai să facem curățenie generală, să luăm tichetele, dacă tot tichetele e viața. Și restul, care sunt degeaba și multe. Bun, hai să scăpăm de astea cât mai repede și pică. Nu mai zic ce a picat. Nu mai zic pentru că, nu pentru că n-are rost, dar pur și simplu, parcă m-am plictisit așa să știu că zic degeaba că au picat chestii care oricum nu are rost. Ok, hai că parcă acum are rost să zic că a picat ceva. De lângă toate nebunile de a pica până acum, ăsta e un cadou binevenit. Și cum era acum să pice și al patrulea token, dar nu o să pice așa ușor, că nu e făcut așa șmecher ruleta asta. Este, vreau să văd dacă... A, nu este. Deci, da, pot să-mi plâng foarte frumos de milă să-mi pice un token, pentru că nu este acolo la premii, să poți iau pistoarele sau costumul intenționat ca și costumul care a fost pus înainte la token, ca să nu știi când îți pică, pentru că așa e frumos, da... mașinuță Cobra, să mă dau de toți pereții cu ea după videoclipul ăsta și alte chestii pe care sigur o să le consum cu prima ocazie pe care o am. Da, dă fragmentul, că fragmentul e baza, fragmentul în tot jocul ăsta. Fără fragmentul cred că se înființa jocul. 54, facem curățenie, normal că facem curățenie. Hai să scăpăm de astea, 3 paranguri să fie și astea acolo bine primite. Na, în cazul în care îmi doream vreodată să mai fac rost de Free Fire token, asta e șansa mea. Și acum, da, acum putem să scăpăm de restul gunoailor, să le zicem așa, și astea să scăpăm de ele în mod mai regal. Da, pe astea le lăsăm pentru mai târziu. Hai să ne vedem de katanele noastre. Vreau să... Mamă, ce tocmai am văzut o katană și 9 spinuri de fragmente. Bă, ăștia sunt sănătoși. Hai de capul și de zilele mele. Nu. Deci efectiv nu... Mi se pare ireal la ce... Nu știu, efectiv la ce nivel a ajuns jocul ăsta. Nu știu dacă pentru noi sau așa, dar pur și simplu mi se pare o nesimțire completă. Să știi că dai cât vine, aproape 10 lei pe fragmente pe caractere. Dar evident nu eu fac legea, pentru că dacă aș face eu legea, toată lumea ar fi fericită și nu trebuie să fie toată lumea fericită, toți trebuie să plângă, pentru că asta se mai întâmplă din când în când, așa, da, ca de obicei fragmente preferatele mele și alte, da, alte fragmente. Ala bala portocala, se pare că n-am primit nici măcar banana. Hai să luăm astea și pastea. Nici să le mai văd, ca să vină, da, să vină alte fragmente în schimbul la alea din trecut. Unde au fost, mă, fragmentele când aveam nevoie de ele? N-au fost nicăieri. Când aveam nevoie de ele, nu existau fragmentele, că, na, pe vremea aia trebuia să muncești pentru maxat caracterele. Acum e o milă totală, aș putea spune. Și chiar și așa degeaba. Hai să luăm ceea ce ne se cuvine și să continuăm cu alte fragmente, bineînțeles. Da, sincer m-am cam săturat, așa că doar o să dau spinurile și și cam atât. Cred că se și observă în vocea mea că nu mai are rost să mai continui. Cred că o să rămânem la
13.000 de diamante, dacă nu se glumesc. Trebuie să, teoretic trebuie să luăm ceea ce am început să luăm, adică dacă tot am ajuns până aici ar fi păcat să, da, am înțeles, mulțumesc mult, acum pot să dau la tot ce, în fapt nu, nu dau la tot pentru că n-are rost, vreau să fiu un nesimțit suprem și să mai fac rost de chestii, adică să le dau la astea Claim to Vault și la restul, fapt hai să iau și ce fragmente să iau dacă am 300, la restul să le dau direct așa și să scap de ele în alte moduri, așa, 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 așa și așa, încă 10 la colecție, să fie bine, să nu fie rău, chiar 15 aparent, așa, încă 10 și cu astea am terminat, oficial putem să ne luăm astelalte, USP și Double USP, costumul mult iubit pe care, să zicem că a meritat, katana și tichetul la incubator, în total avem 10 la incubator și câte mai erau, aici nu mai e cazul. Da, hai să scăpăm și de astea de la incubator, poate mai facem rost de vreo piatră ceva, momentan nu prea avem ce să mai facem, adică da, am înțeles. Și cu astea alte 5 am terminat, văd că n-a picat gol, ceea ce e bine, pică... Aha, interesant, a picat un blueprint, dar tot e inutil pentru că blueprintul în comparație cu ce alte chestii am luat până acum nu prea se compară. Și presupun că aici se va termina și episodul, ce am luat aici că nu mai știu, ăsta. A trecut așa de mult timp că am uitat și ce am luat până acum, adică să vă dați și voi seama cât de mult am fost bătut la cap sau chestiile astea. Și cu astea fiind spuse, cred că aici o să închidem și noi episodul ăsta, care a avut un final mai fericit sau mai puțin fericit, acum nu știu să spun chestiile astea. Presupun că fericit, din moment ce teoretic am luat ceea ce mi-am dorit pe o cale sau alta, și contează este că măcar s-a terminat cu bine, cel puțin atât. Dar da, în mare parte cam atât am avut de zis. Nu uitați ca de fiecare dată să apăsați pe acel buton de like dacă v-a plăcut episodul și vreți să îl susțineți. De asemenea, nu uitați să vă abonați dacă vă place ceea ce vedeți și vreți în continuare. Și nu în ultimul rând, nu uitați să le dați un share prietenilor voștri care se joacă Free Fire și că n-au auzit de mine. Mulțumesc de vizionare, iar noi ne vedem data viitoare. Perfeito, final perfeito, da, pa, pa.